România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Azi una cu care o să trecem granițele, pentru că e vorba de siguranța și bunăstarea oamenilor care pun Europa pe roate. Știți bine că România este una dintre cele mai mari furnizoare de șoferi din partea asta de lume, de șoferi profesioniști. Organizațiile profesionale ale transportatorilor spun că noi avem în Europa cam 150.000 de oameni care lucrează în breasla asta, fie că lucrează pentru firmele noastre, fie că lucrează pentru ale altora, dar români. Este o afacere mare și în România, una care ne unește cu Europa, care aduce bani în țară, fie la firme, fie prin intermediul oamenilor care muncesc acolo. Bani pentru familiile lor. Iar discuția de astăzi, cu ceva vreme în urmă, niciunul dintre noi nu se gândea că ar putea să aibă loc. Lumea noastră civilizată și pașnică nu concepe că gesturile pe care le vom auzi astăzi sunt posibile. În 2021, ordinea, disciplina, bunăstarea sunt valori pe care noi nu le mai punem în discuție. Ele sunt acolo. Acesta este rostul statelor noastre. Și, cum să zic, problemele pe care le vom auzi sunt inacceptabile din punctul ăsta de vedere, mai ales într-un stat european. Știrea de la care pornim este cumplită și probabil că o știți cu toții. Săptămâna trecută a fost ucis un șofer român într-o parcare din Franța, a fost ucis cu un cuțit sau cu o sabie, iar agresorul a dispărut. Întâmplarea e tulbure și a șocat prin faptul că șoferii din parcarea respectivă nu au sărit în ajutor, de frică, dar a șocat și prin reacția lentă a autorităților franceze. A urmat apoi un protest online, cum ar fi al camionagiilor, dar și un val de mărturii care arată că Europa noastră nu mai este de mult locul acela pașnic și corect pe care ni-l doream. Ba, mai mult, cel puțin Franța încetează să mai fie un model în ochii multora. Mărturiile șoferilor români arată un val de agresiune asupra lor. Este vorba de furturi în care prelata camioanelor e tăiată, iar bunurile sunt luate sub amenințarea șoferilor. De asemenea, este vorba de folosirea camioanelor pentru trecerea ilegală a frontierei, și aici vorbim în special despre vestul Franței, în zona Calais. S-au adunat zeci de mesaje, le-am văzut pe forumuri, le-am văzut în presă, care arată câteva lucruri ieșite din comun. Agresiuni, furturi, bruscări, o incertitudine generală. Dar lucrul despre care vorbim aici este chiar mai grav decât asta. Lipsa de reacție a autorităților franceze, în special, este cronică. Ai noștri se plâng că poliția reacționează greu, deloc și fără rezultate. Nici măcar parcările cu plată nu sunt sigure, spun unii dintre ei. E un semn, prieteni, asta nu e așa un fel de întâmplare. E un semn că Europa noastră are o suferință. Nu mă grăbesc să spun că toate acestea sunt făcute de imigranți ilegali sau că e vorba de oameni care benevol fac asta, dar mă și gândesc că unii sunt folosiți în acest scop. Înțeleg drama unor oameni care sunt alungați din statele lor de foame, sărăcie, nesiguranță, de lideri nebuni, de terorism, dar nici Europa noastră nu e sat fără câini. Iar când ne uităm la problemele unei lumi globale, trebuie să știm că fiecare dintre aceste probleme ne afectează și pe noi. Vedeți dumneavoastră evenimentele despre care vorbesc eu astăzi, chiar dacă sunt la mii de kilometri depărtare, ele au ecou și până la noi. De ce? Pentru că este vorba de ai noștri. Patria noastră nu mai este doar România, patria noastră este Europa. Iar o parte dintre ai noștri au o suferință, și o suferință fizică și una mentală, dar nu mai zic că ne afectează și afacerile. Deci cumva lumea asta a devenit atât delegată încât ceea ce se petrece în vestul Europei ne afectează pe noi aici, pe familiile noastre și pe copiii noștri. Despre asta e dezbaterea de astăzi și, da, semnul meu, că de-aia ne adunăm cu toții aici, este către autoritățile române. Asta nu e o problemă doar a poliției franceze. Faptul că cineva de la românii de pretutinde ne-a vorbit cu nu știu ce secție consulară, nu e de ajuns pentru cetățenii noștri care onest muncesc din greu în alte părți.
Dacă așa e meseria asta, trebuie să te ducă peste tot în lume. Vă chem la dezbatere. 0372069599. Nu e o dezbatere doar pentru profesioniștii din breasla asta. E o dezbatere pentru toți cei care au o soluție și ceva de spus pentru un spațiu corect european, da? Cât de sigure sunt șoselele Europei pentru camionagii? Asta e prima întrebare. Ce mărturii au adunat? Ați adunat cei care lucrați în această branșă? Care credeți că este cauza acestui val de agresiuni? Și ce așteptați de la autoritățile române și europene? 0372069599, încă o dată pentru cine sună de departe, 0372069599. Pentru ai noștri care sunt plecați, nu uitați că aveți Facebook-ul la dispoziție, emisiunea este și pe Facebook-ul Radio Europa FM. Eu mă uit, încerc cu un ochi să văd și mesaje de acolo. Așadar, fie că sunteți în România, fie că sunteți în Europa, vă așteptăm. Poate cineva de la București aude, da? Adică avem probleme comune de rezolvat. România în direct începe acum. Salut, Nicu, bine ai venit! Alo, mă auzi, Cătălin, bună ziua! Salutare, bine ai venit, da, te aud! Bun, dacă mă auzi bine, totul e perfect. Ce să zic? Sunt bucuros că am reușit să intru în direct la emisiunea ta. Am încercat de câteva ori, nu s-a putut, e de înțeles. Dar în același timp sunt un pic trist pentru că nu am intrat pentru a discuta despre ceva plăcut. Știi cum aș vrea să transmit condoleanțe familiei, pentru că și eu sunt șofer de tir actualmente. Vă sunt din Franța, nu din acea zonă de ochiată. La întrebarea care ați spus-o, cât de sigure sunt șoselele Europei? Într-adevăr, sunt undeva mai sigure decât ale noastre. Dar și aici trebuie să fim foarte, foarte, foarte atenți, pentru că au multe lucruri care lasă de dorit, sunt sub lucrurile noastre. Na, intervenția poliției, intervenția jandarmeriei în Franța, care, dacă ai nevoie de ceva, e un calvar ca să intri în contact cu ei. Nu vin, nu, te pasează dintr-o parte în alta, se întâmplă lucruri neplăcute când ai nevoie de ei. De ce? Acum, adică, stai un pic, deci, să lămurim deci aici. Autoritatea franceză vă tratează în mod diferit pe tine și pe colegul tău francez sau german? Deci, ca să intrăm în alte detalii, sunt chestii care se tratează și diferit. Eu vreau doar să vă explic, să vă spun o singură chestie pe care am pățit-o acum cu doi ani în urmă. Oprindu-mă într-o parcare, într-o are mare, cu distribuitor, cu tot ce trebuie, luminată, în zona de Montpellier, dimineața m-am trezit, fără telefon, amețit din cauza gazului care mi l-au dat, fără bani, laptop și carte de credit, card, tot ce trebuie. Deci cum cartea să face? De credit și cardul au fost blocate la ora 3 noaptea pentru că nu au nimerit PIN-ul. Uh-huh. Dimineața m-am dus în PECO, am dat telefon la jandarmi, iar jandarmii au spus că să pornesc camionul, să mă întorc 20 de kilometri înapoi, să mă duc la ei la soluție. Eventual să-l parchezi în față. Dar cum să faci? Adică asta e o operațiune des întâlnită, furtul ăsta, atacarea șoferului în cabină? Da, dacă te oprești într-o parcare mai de ochiată, să spunem, sunt zone, noi le cunoaștem, de exemplu, zona aici, Saint-Provence, Montpellier, înspre Spania, aia e o zonă de ochiată, sunt zone de ochiată, aici, noi ne cumpărăm, ne-am procurat autoblocante, ne blocăm pe interiorul cabinei, singur dacă sparge geamul, mai poate să intre cabină. Sunt zone și zone în Franța care sunt foarte de ochiate. Acum e zona de Calais unde s-a întâmplat incidentul de săptămâna trecută. Deci sunt, într-adevăr, ei lasă de dorit când ai nevoie de ei. Deci vă dădui un exemplu foarte concret. Eu eram amețit, abia mă țineam pe picioare din cauza că îi folosesc un spray cu gaz care te, practic, nu poți să te ridici din pat, te ține, practic, mort alea 2-3 minute cât umblă. Și după aia, jandarmeria îmi zice că să pornesc camionul să mă duc la ei, la secție. Asta nu se putea. Cât de des ți se întâmplă ție să te simți în nesiguranță acolo? Nu, de când s-a întâmplat atunci, practic nu mă mai simt în nesiguranță pentru că am evitat
am evitat să am nevoie de ei. Practic îmi fac traseul de așa natură, mă opresc într-un loc unde știu că este cât de cât sigur, nu intru în locuri dintre ăștia de ochiate, că noi trebuie să fim foarte atenți la chestiile astea. Nu că ești român sau ce ești, tot timpul se poate întâmpla ceva de genul, cum s-a întâmplat să te dai jos din camion, nu să te duci să controlezi ușa din spate, să te dai jos din camion noaptea la ora 2 pentru că ai o necesitate. Nu știu, unul care poate stă pe lângă camion să fure ceva, zice că te duci la el, ăștia lovit. Deci foarte mare atenție trebuie să avem noi. Siguranța asta, nu știu, siguranța trebuie să nu cam facem noi singuri. Am înțeles. Nu știu ce se poate face cu consulatele care fac din România. Mă, România să fie mulțumit că trimite și băgăm bani în țară și atât, că nu vrea să a făcut nimic pentru noi. De ce să nu recunoaște? Exact ăsta e mesajul meu. Mulțumesc tare mult, Nicu. Chiar așteptam un... Hai că, uite, să mai gândească. A venit momentul să mai gândească. Nicu, mulțumesc tare mult. 0372069599. Despre cum o parte din Europa a devenit așa un spațiu mai nesigur, chiar și pentru ai noștri, sau poate în primul rând pentru ai noștri. Sorin, salutare. Salut. În primul rând, Dumnezeu să-l odihnească pe acel coleg. Acum realizez ce mi se putea întâmpla și mie. Acum maxim vreo 3 luni mă duceam în Anglia cu o marfă scumpă din Germania, într-un terminal între Luxemburg și Belgia, luminat, parcare mare de camioane. La ora 1 noaptea am auzit ușile când s-au deschis din vagon. Vedeți dumneavoastră, în secunda 2 nu realizez ce ți se poate întâmpla. M-am dat jos, erau 7 urcați în camion, 8 erau să urce, scandal, că ei vor în UK. Și am zis, băi, fraților, luați-vă un autobuz și duceți-vă, pentru că eu am 10 ore de muncă. Eu trebuie să mă odihnesc, eu nu mă duc în UK. Nu știu dacă o să vă fac o poză, mi-am pus un afiș mare, totuși ca să le distrag atenția. Scriu, am scris mare în engleză, că nu mă duc în UK. Deci ți-ai pus pe camion pentru că aceste camioane sunt vizate pentru transport în Marea Britanie. Da. Și am spus în felul următor, băi, ați ajuns aici, bun. Găsiți-vă fraților de muncă. Nu trebuie neapărat să... Dar ei sunt încurajați de sistemul politic din Anglia ca să ajungă în Anglia. Înțelegeți dumneavoastră? Și să revenim la... Apropo la chestia cu consulatele. Sunt ani de zile, fac meseria asta de o grămadă de timp, nu erau telefoane, GPS-uri, și am stat, vă spun sincer, 10 zile într-un terminal, trebuia să intru în altă țară și îmi trebuia o autorizație de mediu. Să vedeți diferența. Lângă mine s-au parcat 4 turci. Erau telefoane publice, acolo în terminal în vamă, a aflat consulatul, a sunat, trebuia și lor tot așa o autorizație, turcii, cum știu, hai să bem un ceai, o narghilea, ok. Eu ce zic? Hai că o să fac și eu la fel a doua zi. Bun. Fac și eu la fel. Și explic, exact cum vorbesc cu dumneavoastră. M-am prezentat frumos, îi spun care este situația mea, pe când acea persoană îmi spune, dom'le, știi ceva, hai mai repede că n-am timp de dumneavoastră. Îi spun, băi, frate, stai mai așa puțin că te-ai plătit din banii mei. Eu sunt aici fiul ploi, tu gândești că practic nu știu un control sau că nu erau telefoane, nu era un sistem din ăsta de... Pe internet. Cât ai stat acolo? Câte zile ai stat acolo? 10 zile. 10 zile ai stat într-o parcare pentru că aveai nevoie de o hârtie de la statul român? Da. Da. Ca fantastic. Să pot să tranzitez acea țară de la mediu. Fantastic. Și zice, dom'le, am impresia că dumneata ești gata. Trimi poliția peste dumneata. 10 zile am stat. La modul ca cei din vamă au spus, băi, stai puțin, hai să luăm măsuri cu acest om. Și au intervenit ei și mi-au trimis la acea autorizație. Deci cum ți-au rezolvat-o vame și din statul respectiv? Da. Am înțeles. Au intervenit ei mai sus și n-au putut să fie refuzați. Doamne, asta mi se pare genial. Deci funcționarul public, zi din ce țară e, că nu e nicio rușine, în ce țară era... Era din cum se circula înainte, făceam Italiile pe Iugoslavie. Am înțeles. Și trebuia să trece în Croația și trebuia autorizație de mediu. Deci funcționarul croat a luat el problema mâini și a zis, bă, a stat ăsta aici 10 zile, hai, mi-e milă de omul ăsta, m-am și plictisit de el, hai că-ți rezolvăm noi, vorbim noi în România. Să gândiți-vă că
căldurile, cât erau căldurile de mari, mai veneau cei care transportau animale și vă dați seama, nu te mutai puțin mai încolo, că nu, practic nu puteai să respiri aerul care era acolo. Înțelegeți noastră? Da, fantastic. Deci, noi, ca șoferi, deci vă spun sincer, fac meseria asta de mult timp. Când i-am dat pe acei imigranți, am dat jos, acum realizez, Dumnezeu să-l odihnească pe acel coleg, ce putea să mi se întâmple mie. Și mă opresc la cale, în zona portoară, acolo unde se face ei controlul cu câinele. Și spun, băi, frate, uite așa, așa, așa. Și ce-mi zic ei? Mesiu, scuze-mă, sunt niște bieți emigranți și cu tare. Băi, dar uite, prelata tăiată, eu plătesc banii ăștia. Cine îi plătește? Tu îi aveai în mașină pe cetățenii respectivi? Da, 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 7 apucază să urce. Așa, aveam și... o marfă, aveam o marfă foarte scumpă pentru Anglia, încărcat din Germania. Și, și practic, ce s-a întâmplat cu ei? Că i-am dat eu jos, i-am dat jos, au făcut scandal și între timp a venit poliția belgiană. Aha. Și au dispărut. Deci nu, practic, să stea, băi, hai mă să-i strângem, să-i ducem undeva unde să-i reabilităm, sau mă rog, o chestie de genul ăsta. Fantastic. Sorin, mulțumesc deci, pentru relatarea ta. Ce, da, mulțumesc că sună lumea și aș vrea să vorbească cât mai multă lume. Astăzi, fapte pe care nu le aflăm în mod uzual, nu suntem atenți la ei. Înțeleg că tot felul de oameni de pe lumea asta trebuie ajutați. E și firesc așa. Că nu o să-i lăsăm să se piardă pe mare sau să-și piardă viețile acolo. Dar noi avem o responsabilitate și față de societatea noastră. Ori genul ăsta de politici, eu nu știu cui sunt folositoare. Explică-i lui Sorin că el trebuie să plătească din banii lui faptul că niște oameni de peste mări și țări s-au suit în camion. George, salutare! Alo! Salutare! De unde ne suni? Salutare, din Italia vă sun. Problema se pune altfel, din punctul meu de vedere. Am făcut și o șoferie 27 de ani, am 47 de ani de la 20 de ani. Am făcut șoferie și în afara țării, și în țară, și în Canada. Nu mi s-a întâmplat lucrurile astea, nu s-a întâmplat. Dar, din păcate, în Europa, din ce în ce, problemele sunt... Cum să mă exprim, să nu jignesc pe nimeni, să nu... Noi suntem văzuți ca virgulă gunoi Europei. Asta e adevărul. Șoferi în general. Șoferi în general. Nu? Da, nu vorbesc de în special de români. Toți șoferii. Polonezii, românii, turcii, toți suntem văzuți ca niște sclavi. Nu se respectă timpii de condus, nu se respectă absolut nimic. De 2 ani de zile nu mai practic meseria de șofer pentru că nu rentează, e bătaie de joc. Plătești din buzunarul tău motorina furată, plătești din buzunarul tău absolut tot, ăsta e prelata, se întâmplă ceva, întârzi, nu se poate. Discuția e mult mai amplă și mult mai, pentru că nu neapărat cei veniți din afară fac lucrurile acestea de fur de motorină, de fur de... Nu, sunt și organizații care fac lucrul ăsta, efectiv. Și se știe de ele, sunt protejate la nivel înalt. Nu se zice absolut nimic. Din punctul meu de vedere... Așa. Din punctul meu de vedere, cel mai bine, eu am spus și am repetat-o și le-am spus și la colegi de câte ori mă întâlneam cu ei și n-ar trebui să mă acceptăm să fim singuri pe mașină. Deci, cum era înainte? Pentru că firmele, e normal că le convine să fii singur, să plătească decât un șofer, Dar gândiți-vă și la bietul băiat, Dumnezeu să-l odihnească. Dacă era un coleg cu el, sigur colegul ăla ieșea. Rușine la cei care nu au ieșit. Rușine și... Sigur, au fost și români printre ei, au fost rușine. Dar de ce crezi că n-au ieșit oamenii aia de acolo? Pentru cine nu știe întâmplarea până la capăt, așa sunt relatate lucrurile, că noaptea atacului asupra acelui român, șoferii din restul camioanelor nu au ieșit să-l apere sau să intervină. Pentru că am ajuns la un stadiu în care suntem foarte individualiști și foarte... Gândim numai la noi, ne comandă banul, nu mai comandăm noi banul, din păcate. Deci tu spui așa... Din păcate
Spuneți. Tu spui așa, că pe lângă problema asta, care, sigur, e într-o parte de lume, voi la locul de muncă aveți o grămadă de alte lucruri în care ori blea, ori brea... Am avut, din fericire, eu am terminat cu șoferia, nu mai... Noastră, nu știu dacă realizați ce înseamnă să te speli la roată, să mănânci la roată, să mănânci numai sandwich-uri, să mănânci imers, să... Nu se respectă timpii de condus. Ce pot să zic? E infernal. Pentru un salariu, lăsând la o parte că suntem plătiți foarte prost, cu salariu minim pe economie, cu multe. Sunt multe firme care sunt făcute pentru lucrezi sub... în cooperare cu ei, dar lucrez pentru un străin, deci nu toți șoferii au cartea de muncă la firma străină. Sunt multe lucruri drepturile care... Drepturile voastre sunt complet nerespectate, adică voi nu sunteți tratați... Automat, și lucrurile astea se știu. Dar nu... Țineți minte când a fost pandemia în... Se spunea că șoferii, lăsând la o parte cadrele medicale și toți sunt îngeri, printre care și șoferii, că ne aduce marfa, că ce s-a făcut pentru noi? Pentru ei, că eu am zis, nu mai profesez meseria asta, nu mai profesez. Înainte de a încheia, George, dacă ar fi să te adresezi statului român, să-ți dai o soluție simplă sau un lucru pe care să-l rezolve pentru breasla voastră, pentru că tu acum ne-ai deschis multora mințile și ai spus, băi, ce vedem acolo în vestul Franței e doar o problemă din viața noastră. Ce lucru este să rezolve? Ce pot să zic? În primul rând, controle mult mai... Dar ce pot să vă zic eu dumneavoastră? Pentru că toate firmele mari, toți patronii de firmele mari sunt mână-mână cu politicienii. Deci, n-are rost să mai discutăm. Suntem o țară bolnavă, suntem o Europa bolnavă, din păcate. Stai puțin, că uite cât suntem care vrem să mai facem bine. Nu lua așa. Face, știți vorba aceea? Câinele latră, ursul merge. Ia cam așa. Se întâmplă. Ia să vedem și dacă își dădățile astea. George, să mulțumesc. Sperăm, aveți numărul meu de telefon, mă puteți suna oricând, să sperăm, dar, să fie bine, dar da? Nu cred. Hai, eu uite. Nu cred lucrul ăsta. Sunt un pic pesimist pentru că să știți, nu se poate. Și cu vaccinurile care se fac acum în România, toate gratis, toate, inclusiv la străini, foarte bine, foarte frumos, bravo. Hai că o să facem și discuția asta. George, te îmbrățișez. Vreau să-i dau voie și lui Ovidiu să zică. Mulțumesc pentru relatările tale. Vedeți când lucrurile se angrenează unele pe altele într-o seamă de nelegiuiri, la sfârșit când vine cea din urmă, nelegiuirea aia mai gravă, multă lume va sta de frică, se va da deoparte. Așa funcționează răul. Când nu te pui în fața unui rău mic, vin toate belelele după asta. Ovidiu, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, Hristos a înviat. Adevărat a înviat. De unde ne suni? În primul rând, condoleanțe și din partea mea, familiei, colegului. Ce pot să vă zic? În primul și în primul rând, legat de situația colegului. Ce cred eu că s-a întâmplat acolo... Exact ce au spus și colegii, au auzit ceva zgomot la remorcă și probabil s-a dat jos să vadă despre ce e vorba și greșeala asta a fost fatală. Chestia asta nu se face niciodată. Poți să transporti orice e transportat, mai presus de viața ta nu există absolut nimic. Nici motorină, nici marfa pe care o ai în remorcă, nici absolut nimic. Păi, tu cum mai proceda? Stai puțin, că... Păi, eu n-aș proceda niciun fel. Aș sta în cabină, unde mi este locul, poate să fie și doi șoferi în cabină. Oricum, ei, când vin la furat, nu vin unul, doi. Mm-hmm. Ți s-a întâmplat? Vin pregătiți, vin... Nu, mie nu mi s-a întâmplat, mulțumesc Dumnezeu. Am 2 ani de zile de când sunt șofer pe comunitate, pe Anglia, peste tot în Europa. Nu mi s-a întâmplat deocamdată absolut nimic. Și am transportat și marfă de valoare și... Să-ți țină norocul în continuare. Marfa de valoare, în principal, firma la care lucrez eu, se transportă foarte mult Amazon. Și vă dați seama, poate să fie și marfa de valoare, și electrocasnice, și electronice, și așa mai departe. Orice s-ar întâmpla, nu te dai jos din cabină pentru nimic în lume. Marfa este asigurată, motorina bănuiesc că și ea la fel... Pentru că practic, dacă mă dau jos din cabină și apăr marfa sau motorina, nu mă premiază nimeni cu nimic. Pentru că spui tu, domnule,
viața e mai presus de toate lucrurile, viața, s-a exact. Asigurat, n-are niciun rost. Alea sunt lucruri, exact. Eu îmi văd de viața mea. Dar exact. E o meserie sigură, așa, după ce eu am văzut, după ce am văzut eu valul ăsta de relatări care a venit dinspre voi, am stat să mă întreb. Dom'le, e o meserie sigură? Merită toată treaba asta? E o meserie briscantă, ca multe altele. Acum depinde foarte mult și de tine ca șofer și de firma la care lucrezi. Mulți colegi am înțeles că au întâmpinat probleme gen nerespectarea programului, mâncatul din mers și așa mai departe. Nu zic că nu o fi și așa. Acum depinde foarte mult de tine ca șofer cum îți faci programul și cum te impui în fața celor care îți dau ordine, în special disponenții, că de la ei primim toate cursele și așa mai departe. Atâta timp cât eu nu știu să-mi impun un anumit punct de vedere, nu știu să-mi fac un program sau să mă opresc să mănânc în liniște un 45 de minute cât ne oprim să facem o pauză scurtă în timpul zilei. Sunt multe chestii care depind și de șofer. Depind foarte mult și de firmă. Normal, firma la care lucrez se mai întâmplă. Sunt cazuri extreme când trebuie să depășești un pic programul sau trebuie să ajungi. De exemplu, uitați cum sunt la firma la care lucrez. Transport foarte multe, v-am zis, foarte multă marfă de valoare. Automat, dacă încarc din Anglia sau dacă mă duc în Anglia sau dacă sunt pe traiectorii, pe trasee unde e briscant, automat sunt foarte multe parcări securizate, cu gard electric, cu camere de luat vederi și așa mai departe, cu fază unele, foarte multe în Europa. Automat firma la care lucrezi trebuie să-ți pună în așa, să-ți facă programul în așa fel încât tu să poți ajungi într-o parcare securizată să te parchezi. Nu te poți parca cu o marfă de valoare să te parchezi pe, nu știu, sunt parcări, așa zise, parcări oarbe, deci, așa le numim noi șoferii de camion, unde acolo nu ai nici peco, nici camere de la vederi, poate altele nici iluminate. Deci nici de voi știți deja care sunt. Acolo. Dacă voi vorbiți de zone riscante și de trasee securizate, mie mi-este foarte clar că în momentul ăsta sunt niște pungi, niște zone în care viața și bunăstarea unora dintre voi sunt puse la îndoială. Ori, tocmai pe mine, lucrul acesta mă miră, pentru că vorbim de Europa în 2021, astea sunt povești de anii 1990 cu racheții care veneau din spațiul rusesc. Deci, da, n-am mai auzit, știu, din astea de ani de zile. Până nu vedeți cu ochii dumneavoastră, plus oricum, deci mare parte din problemele astea, din câte s-au auzit și dumneavoastră, se întâmplă în Franța. Se întâmplă și în Anglia. Se fură și în Anglia, se fură și în Spania, mai ales la paleți. Îți iau paleții din remorcă, cât ai zice pești, nici n-ai timp să auzi. În 5 paleți? Păi aia sunt foarte mari. Cum îți iau un palet din remorcă? Paletul pe care este pusă marfa. Marfă paletizată, dacă ești cu dubă frig și transporti produse frigorifice, va trebui să ai tot timpul paleți pentru schimb. Sub remorcă se pun aceea. Okay. Îți deschide lada respectivă, mai ales în Spania se întâmplă chestia asta și în 10-5 minute vine cu dubă, ți ia fără, fără să-ți dai seama. Asta e un lucru minor. Să-ți ia paleții, dar dacă te face la 700-800 de litri de motorină, deja sunt peste 700-800 de euro pe care unele firme te pune să plătești tu. Ovidiu, mulțumesc că ai grijă de tine, drum bun acolo, pare că trebuie să fii și un pic hotărât. Așa e că e ne la locul lui ceea ce auziți astăzi, și nu neapărat din punct de vedere al securității, dar atenție, modul în care muncesc oamenii aceștia, actele lor și modul în care sunt respectate disciplina și regulile muncii, asta e o discuție care ar trebui să ne intereseze. Și de aici poate să pornească și statul român când se uită. Mihai, salutare! Ești la România în direct. Bună ziua, Cătălin! Cred că sunt primul care nu practică această meserie și foarte bine. Voi fi scurt. Te rog, observ că și în această branșă există păreri diferite, ca în oricare. Evident. Deci, domnul din Italia spunea că trebuie să fie mai unit și să se dea toți jos din camioane. Domnul care a vorbit anterior a spus că nu se dă jos orice s-ar întâmpla.
Este foarte ușor să vorbesc la telefon, să zic ce aș face eu. Deci nu. Dar pe mine altceva. Marfa este asigurată, am înțeles că este asigurată, dar societățile de asigurare. Bine să nu se întâmplă foarte rar lucrurile astea. Poate destul de multe ori să se petreacă. Societățile de asigurare le convin, sunt chiar așa relaxate, plătesc mereu sume pentru spargeri, nu? În presa românească, nu știu, foarte rar am citit câte ceva, cât un articol despre problemele pe care le-au dânsii, dar nimic la nivel european, așa, nu, nimeni nu ridică problema nici în Consiliul Europei, cred, absolut nimic, nu se întâmplă nimic. Exact, mă face să cred cum sunt dânsii, că toate merg mână în mână și atunci degeaba ne lamentăm că au dispărut racheții. Probabil au trecut la un alt nivel, ei nu mai au nevoie să mai spargă camioane, să fure cu paletul. Au venit ceilalți care sunt sub ei și trebuie să se ridice și ei cumva, făcând un ban ușor, ca să spun asta. Da, ușor, pe spinarea multor oameni. Sigur că societățile de asigurare își protejează banii, nu am nicio grijă din punctul ăsta de vedere. În schimb, ceea ce ai observat și tu foarte bine și îmi ridică și mie un semn de întrebare, este reacția relativ slabă a autorităților pe mai multe zone. Or, aici, asta e îngrijorător pentru mine. Adică sunt lăsați pur și simplu să se descurce singuri, efectiv. Da, nu se vede nicio reacție. Am văzut câteva filmulețe după ce s-a întâmplat cu domnul... Același condoleanțe familiei. Am văzut câteva filmulețe pe YouTube, într-adevăr, deci e cam vezi observat. Ceva de genul vanilor, nu știu. Pentru mine, asta de aici, de la distanță, este de neînțeles, știi, că statele astea sunt modele de civilizație și de administrație pentru noi. Stai o secundă alături de mine, scrie aici un domn pe Facebook, Ciontoș Cookie. Sunt foarte adevărate poveștile pe care le auziți acum la radio. Asta se întâmplă încă din 2008, dar acum este mult mai agresiv. Franța e o junglă rutieră pe bani grei. Au cele mai scumpe autostrăzi din Europa și zero siguranță. Poliție nu vezi noaptea de la 2 ora 10 seara până la 7 dimineața, cu excepția unor controle rutiere, dar tot la camioane. Nu am văzut niciodată noaptea o mașină de poliție prin parcările franceze, niciodată, și eu merg pe autostrăzile lor din anul 2000 încoace, spune domnul Ciontoș, care bănuiesc că este tot șofer de profesie. Și de asta înclin mereu să zic, aici nu poți, când trăiești în Europa, să mai pasezi problemele dintr-o parte într-alta. Să te uiți tu ca România și să zici, băi, da, e în Franța. Este un organism central și da, ar trebui să ajungă toate problemele. Boicotarea traseelor pe Franța, credeți că ar fi, este imposibilă? Este imposibilă, pentru că banii trebuie să circule și oamenii ăștia sunt bani în mișcare. Ăsta e adevărul despre viețile lor și viețile lor probabil că vor fi și mai complicate în anii următori. Îți mulțumesc tare mult, Mihai, spor la treabă. Asta e de fapt rezultatul unei abordări politice în care mai multe partide, sub diverse presiuni, au adoptat un anumit tip de politică permisivă față de o problemă socială masivă, adică venirea unor imigranți în zonele astea, dar fără a avea și ce să muncească oamenii aceia. Ori problema nu poate fi rezolvată numai deoparte. Ce faci după ce îi primești? Și acum suferă mai multă lume. Călin, salutare! Am onoarea să vă salut, să vă resalut și să salut toți ascultătorii Europa FM. Eu vă ascult de când erau probelele, prindeam pe Valea Olturii. În fine, să trecem la oile noastre, cum s-ar zice, că oricum suntem o turmă carne de tun. Dar, într-adevăr, sunteam de manivelă și practic această meserie cu plăcere de ține aspectul, cu plăcere. Dar, din păcate, treaba noastră s-a umplut de tot tipul de oameni. Și atunci, între ce au constatat colegii mei sau au specificat, ca să spun așa, vorbim educație, civilizație și mai aveți noastră temă la sfârșitul săptămânii, a dorit să intru și atunci vreau să vorbesc. Hai că vorbim și săptămâna asta. Da. Dacă ne ajută domnul să, bineînțeles, să prind telefonul la noastră, că sunt foarte încărcate, deci să o luăm metodic. Ceea ce e păcat că vor mai muri foarte mulți pe șoselele Europei
și nu în accidente. Accidentele despre cei ce mor în accidente vorbim bine. Așa, dar cum? Adică cum? De unde previziunea asta? Deci mor pentru indolența clasei politice. Chiar azi dimineața am scris undeva ceva, nu spun ca să nu fac reclamă sau chestii de genul ăsta. Am lăsat, am lăsat în comentarii un link. Așa. De ce apar acum politicienii, încep tot să vorbească cu șoferi, apar la televizor, stați liniștit, Mihăiță, Dumnezeu să-l ierte, va fi uitat în două săptămâni. Unitatea noastră de șoferi va fi uitată. Suntem, cu scuzele de rigoare, niște papagali. Ne-am urcat pe camion să facem banul. Mă includ și pe mine, dar vă spun, eu lucrez în plăcere. Și fac și toată viața mea, că sunt de Dumnezeu zile, eu vreau să fiu șofer. De mic copil am vrut să fiu șofer, când aveam vreo 5 ani, ziceam la tata, bă, dacă eu mă fac inventator și o să inventez un spray, zice tata, și o să inventez un spray care să puta benzină. Îmi plăcea benzina de mic copil, vă jur. E, da, asta e altă, scuza franteza. De ce? Pentru că, luăm exemplul României, eu lucrez în Spania de 20 de ani, am avut șansa să lucrez întotdeauna în 90% conform regulilor care se impun. La România am urât cuvântul sclav și îl folosesc mult în mass media, în virtual, ca să spun așa. Într-adevăr, ce este un sclav? Sclavul este omul care muncește pe mâncare. Nu este plătită această meserie, această muncă, care presupune, evident, frumusețea ei, dar și riscurile ei. Exact, dar nu mai lămurit. Un aviator cum are un militar. Nu mai lămurit. Dar aceste riscuri, copii, nu mai lămurit de ce o să se înmulțească genul ăsta de cazuri. De ce? Foarte simplu. Pentru că sunt foarte mulți și mulți colegi voștri, unii îmi vor da cu hei, alții îmi vor da în privat ca în dreptate, dar de frică să vorbească. Foarte mulți, inclusiv de ai noștri, cunosc mulți, s-au îmbogățit din furt din martor. S-au îmbogățit din furt din motorină. După 2007, după ce s-au deschis franița, cum se zice la noi, au venit tot soiul de oameni. Atât în breazlă, cât și pe lângă breazlă, cât și în parcări. E, când cineva folosește, cumpără motorină furată, carduri clonate, atât timp cât vor fi cumpărături de motorină furată, cumpărători, și nu o să cumpărați dumneavoastră să cumpărați 50 de litri pentru mașina dumneavoastră, nu. O cumpără tot camionagii, tot proprietari de camioane, și atunci, normal că eu nu voi fi sigur. Și atunci, modul o să fie desigur. Un telefon sau o haină la jumătate de preț, vor exista hoții care să-mi pure mie din camion. Așa mulțumesc. Să mă arăt la jumătate de preț. Perfectă explicație. Când întreții mediul infracțional, infracțiunile vor reveni sau vor veni asupra ta. Uite că la asta nu m-am gândit nicio secundă. Dar mai este vreme să-l auzim pe Ciprian. Salutare! Alo! Salut! Ne auzim! Salut! Salut, Cătălin! Salut, europeni! Ce să spun? Sunt copleșit de ceea ce s-a întâmplat în Franța, pentru că și eu fac aceste rute, Franța-Anglia, dar depinde și de firma pentru care lucrez. Adică? Eu lucrez de 6 ani de zile pentru o firmă micuță, să spun. Nu avem mai mult de 10 camioane. Dar întotdeauna prioritatea numărul unu este siguranța noastră a șoferilor și nu a mărfii sau a motorinei. Niciodată, de câte ori mi s-a furat motorina, nu am fost nici măcar întrebat de ce am parcat în zona respectivă, știind că totuși este o zonă riscantă. Nu știu ce s-a întâmplat, dacă într-adevăr firma pentru care lucra acel băiat cu această ocazie transmit și o condolență familiei. Dacă a fost obligat, cum eram și noi obligați înainte pentru firmele care lucram prin Italia, să verificăm, să fim paznici de noapte al mărfii, a motorinei, nu. Acest lucru la noi în Anglia nu se întâmplă. Sunt și aici zone în care, într-adevăr, să fură, să taie prelata. Chiar am avut o problemă odată, veneam din Franța, am dus spre tunel, am fost mai mult forțat să opresc, să urce imigranți în remorcă, mi-a tăiat prelata și s-a urcat.
Dar am anunțat între timp, am anunțat firma și la, când am ajuns la cale, primul lucru, firma, anunțând autoritățile franceze, primul lucru care m-au oprit și au controlat remorca, i-au dat jos și în Anglia mi-a reparat fără niciun fel de probleme remorca. Nu sunt de acord nici cu ceea ce a spus colegul din Italia, că toți ar trebui să ne dăm jos, să sărim, să facem, să nu știu ce. Pentru ce? Să ne riscăm viața? Ei sunt dotați cu pistoale, sunt dotați cu arme. Nu toți sunt oameni de bună credință cu copii care vor să vină să muncească în Anglia sau, mă rog, în UK. Toți, marea majoritate, sunt fac parte din fanatici. Și cum mai vedea tu rezolvarea acestei situații? Că rezolvarea ar fi ca fiecare firmă și patron de manager, mă rog, să-și asigure în primul rând oamenii și în al doilea rând marfa. Mm-hmm. Așa cum se întâmplă și la noi, cel puțin. Da. Implicarea autorităților e dificilă, e foarte dificilă, pentru că nu ai cum să păzești sutele de mii de camioane care trec zilnic din Franța în Anglia. E adevărat. Nu ai cum. Că nu ai cum să pui câte un polițist după fiecare camion. Îți mulțumesc tare mult, Ciprian. Asta e adevărat, că nu ai cum să pui un polițist peste tot. Dar nu mă lăsați să cred că legea într-o țară modernă nu poate fi aplicată și că brusc suntem în pană de soluții pentru că a apărut o problemă nouă. Nu. Lucrurile nu funcționează de maniera asta. Dacă statele nu știu cum să facă, o să le învățăm. Dacă nu vor să facă lucrurile astea, astfel încât oamenii noștri să fie în siguranță, va trebui să le silim, după cum se spune. Dar nu e adevărat că nu există o cale de rezolvare ca lucrurile să se deruleze corect, în siguranță și așa cum așteaptă acești oameni, majoritatea dintre ei onești, cinstiți și muncitori. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.